Mergem mai departe acum și vă spun că prețurile vor continua să crească. Vă arătăm cam cât sunt prețurile în aceste momente în capitală. Un kilogram de telemea de oaie, de exemplu, costă 45 de lei, un kilogram de cașcaval 55 de lei, un kilogram de cârnați a ajuns să coste și 50 de lei în piețe, iar vorbim și despre legumele românești chiar acum, într-o piață din capitală, dar și în magazine. Am făcut o medie de prețuri, un kilogram de ardei capia costă și aproape 17 lei, unul de roșii românești se vinde și cu 10 lei. Într-adevăr, prețurile diferă de la o piață la alta. Găsiți roșii românești și cu 4, 5, 6 lei până la 10 lei kilogramul. Mai vedeți aici dovlecei, 5 lei kilogramul, cartofii între 3 și 4 lei kilogramul. Iar anunțul vine de la Banca Națională că prețurile nu se vor opri aici. Prețurile alimentelor, carburanților, gazelor și curentului vor crește și mai mult până la toamnă, avertizează chiar guvernatorul BNR, Mucuri Sărescu. Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației va continua să crească până la mijlocul trimestrului 3 anul curent. Determinante pentru această înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației sunt dinamicele mai mari anticipate a fi consemnate în lunile următoare de prețurile combustibililor, gazelor naturale și energiei electrice, chiar și în contextul aplicării schemelor de sprijin și al manifestării unor efecte de bază, precum și de prețurile alimentelor procesate, în principal sub influența ascensiunii mai puternice a cotațiilor țițeiului, produselor energetice și ale mărfurilor agroalimentare, pe fondul războiului din Ucraina și al sancțiunilor asociate.